Astăzi începe postul Paștelui, cel mai aspru din calendarul ortodox. Numit în popor și postul mare, acesta este asociat cu tradiția Evangheliei, când Hristos a postit timp de 40 de zile într-un loc pustiu pe un munte de lângă Ierihon. În această perioadă, credincioșii își amintesc de ultimele zile ale vieții pământești ale Mântuitorului, de suferința și răstignirea sa urmate de înviere. Timp de 40 de zile, oamenii se vor abține de la alimentele de origine animală, dar și de gândurile și obiceiurile rele. În postul mare sunt și două dezlegări la pește, de buna vestire și de intrarea Domnului în Ierusalim. Se pot abține de la post bătrânii, copiii mici, femeile însărcinate și bolnavii. Postul se încheie în ziua de Paște, care în acest an este sărbătorit în 24 aprilie.